Salutare, oameni buni! Eu sunt Adrian, bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi despre albinuțe. Vreau să clarific ceva legat de videoclipul postat ultima oară despre albine. Am primit foarte multe comentarii, s-a creat așa un fel de isterie și clarific câteva lucruri referitoare la metodele mele de împachetare a stupilor pentru iarnă. Folosesc mai multe metode în funcție de albina cu care lucrez, altitudinea la care este amplasată vatra de stupină. Una dintre metode este metoda clasică, cea cu restrângerea cuiburului. O folosesc pentru stupii dadant pe 12 rame. Restrâng cuibul, diafragmă stânga-dreapta și o peliculă de izolație de parchet aluminizată peste rame. A doua metodă pe care o folosesc și care îmi place cel mai mult pentru că mi-aduce rezultatele cele mai bune este metoda canadiană, văzută în filmulețele lui Dan Mărgărit, cu stupii iernați câte 4 pe palet, înfășurați cu huse, unde nu restrâng cuiburile. Pentru mine este cea mai eficientă. Și revenind la vatra de stupină nou înființată, o să încerc o nouă metodă, cea de la Universitatea de Cercetare din Guelp. O să las un link în descriere. Ei au niște metode de lucru foarte interesante cu rama de 3x4 și corpuri de 1x2 pentru recoltă. Cuiburile pe un singur corp. Pe această vatră unde sunt 20 de familii de albine. O să aplic această metodă inclusiv și a de iernare. După cum vedeți, au apărut capace telescopice. Sunt făcute din tablă de 0,25 mm. Mi este 3 capace la o foaie de tablă. O să vedeți cum le-am făcut la sfârșitul videoclipului. Până atunci o să vorbim un pic despre această nouă metodă de împachetare a stupilor. Aștept ceva temperaturi de 10-15 grade, care s-au anunțat săptămâna următoare, pentru a da o gaură rotundă în această zonă, unde va veni urdinișul superior. Voi renunța la urdinișul din capac. Voi renunța la acest urdiniș din capac. Da? Am prezentat data trecută unul din stupi. Am fost acuzat că este genocid împotriva familiilor de albine pentru că nu răstrâng cuiburile sau, în opinia unora, sunt foarte strânse. Nu știu unde aș fi putut eu să le extind, că ghemul de iernare nu este corect, pentru că ar trebui să fie sub forma mingii de rugby, ca să spunem așa. Da, ăștia sunt oamenii. Probabil va fi unul dintre ultimele videoclipuri de la albine, cel puțin în acest an. Până în primăvară o să mă hotărăsc dacă mai postez sau nu, pentru că văd că nu are rost. Nu trebuia să deschid stupul pentru că afară este destul de frig. Azi noaptea și nins un pic.
Dar minus 2 grade. De dimineață au fost minus 8. Dar acest videoclip este cu dedicație specială pentru cei care au raze X și văd așa prin stupi. Îmi scriau un comentariu că albinele stau deasupra din lipsă de mâncare și că în partea de jos, în partea de jos a ramelor bate vântul. Adică, cu alte cuvinte, nu avem albină, de pentru care așa, ca o ambiție a mea, că tot am fost acuzat de faptul că ce postez este un genocid asupra albinelor. O să ridic corpul de pe fund să vedem cum se prezintă albinele în partea de jos a ramelor. Repet, nu fac acest lucru în această perioadă, dar așa, pentru ăștia de să umflă în pene pe internet, și au și ei câțiva stupișuri, să filmez așa, să, da? Inclusiv la margine. Sper că se vede albina, da? Și în partea aceasta foarte greu să focalizez. Bate și soarele aiurea, dar sper că se vede, da? Din partea din spate avem albinuță până în față, la spetajul de jos. Am desfăcut intenționat aceia stupi pentru că acolo au, pentru că la aceștia au pus comentariile. Așa că până data viitoare vă doresc multă sănătate și toate cele bune.